Salutare oameni buni și bine v-am găsit și la un nou unboxing pe canal. Astăzi vă voi presta o tastatură de la Surefire. Tastatura Surefire Kingpin M2. Este o tastatură mecanică, dar singura chestie care n-am reușit să o aflu așa după cutie, uitându-mă la prima impresie. În afară că am văzut aici că avem switch-uri roșii, restul n-am reușit să aflu dacă sunt switch-uri roșii sau nu, adică nici măcar aici nu mi-au spus. Chiar mă uitasem. Ia să facem așa un zoom aici. Deci compatibil cu Windows, ce conține pachetul și specificații, și aici în partea de sus avem și în engleză. Și în afară că avem un cablu de 1,12 m, butoane multimedia și un cablu de 1,1 m, nu ne spune prea mult, ceea ce urmează să facem test, să aflăm noi pe propria piele. Hai să o scoatem din cutiuță. Așa. Bun, hai să vedem. Deci, tastatura destul de micuță mi se pare, ca înălțime, dar asta nu este neapărat o problemă. Aici este cablul. Avem aici micul manual și cutiuța putem să dăm la o parte. Și hai să scoatem de aici. Un negru mat ăsta, așa satisfăcător, să zicem. Și hai să ne uităm mai departe la ea. Dar trebuie să punem la calculator înainte să facem asta. Așa, la prima impresie, sunt butoane roșii, switch-uri roșii, silențioase, după cum puteți observa. Textul de frumos și fără. Nu fac click, sunt silențioase, sunt foarte plăcute, să zic așa, la atingere. Astea le puteți schimba. Partea bună, având switch-uri roșii, tastele astea, dacă sunteți fan anime-uri sau orice altceva sau nu vă place culoarea, puteți să le scoateți, să puneți altceva, să găsesc de cumpărat layout-uri de astea de 104 taste, destul de ușor. Acum se va că avem la butonul de Enter logo-ul de Surefire aici și hai să băgăm calculator să vedem cum arată aprinsă. Bun, am băgat-o la calculator, s-a aprins, foarte drăguț. Poate fi controlat fără soft, aveți din butonul de fână și aveți aici butoanele de reglaj, să vă dau așa un zoom. Deci pe insert măriți luminositatea, delete scadeți, să zic așa, luminositatea. Aici schimbați modul, aici controlezi... Cred că pot să vă arăt. De fapt, înainte să vă arăt ce să fac asta. Și... Mut asta mai aici. Cam așa ceva. Hai să vedem. Facem o dată focus. Și acum să încercăm să le schimbăm. Deci, fână. Nu vrea. Ok. Aici este on și off. Home-ul. Deci, pe aici down controlează luminositatea. Și butonul în controlează modurile. Uite, după voia să duci, stăgeți. Rainbow. Și acum sunt culori de astea, cred că fixe. Asta e în funcție când apeși. Asta e fade, că roșu. O să las așa puțin pe multicolor, ce vreau să vă arăt și n-am prins pe cameră la început. Este următoarea chestie. Pe laterale avem așa ceva. O secundă să vedeți mai bine, uite că se văd și cam câte leduri, dacă dau exposure-ul pe minim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moduri, să zic așa. E ușor de curățat pentru că aveți un acces destul de bun la lateral, să zic așa, și automat, deci are și pe partea asta, are și pe partea aceasta. Pe spate nu are vreun cable management, să zic așa, dar aveți evident piciorușele. O singură poziție, nu are două poziții, dar probabil din preț așa, eu cred că e foarte ok. Și pe partea din mine arată bine curat, îmi place că este sinergioasă, tastele sunt plăcute la tine, cred că sunt tratate anti-transpirație, să zic așa, cred că asta mă atrage foarte mult. Pe partea de construcție, o secundă, nu flexează aproape deloc, corpul este foarte bine închegat. Au folosit un plastic foarte dur și în partea de sus aici au pus o tăbliță finuță de metal, dar
Plasticul de aici este de duritate foarte bună și nu flexează deloc tastatura. Oricum, nu face nimeni stânga așa cu tastatura, cum am flexat eu să văd dacă e rezistentă. Dar înțelege și ce vreau să zic. Și cred că la banii pe care cer, mi se pare o opțiune destul de bună, fiind atât de curată, să zic așa, adică nu avem butoane pe lateral, nu avem butoane sus, avem decât butoane multimedia de sus care sunt controlate cu fână-ul. Poți să-i cumperi, să-i atașezi un palmrest și bănuiesc, am ca sigur că tastatura asta nu o să vină la un preț foarte mare, cred că chiar are un preț accesibil, nu m-am interesat, o să aflu și eu după ce termin de filmat. Asta a fost video de azi, să spuneți ce părere aveți. Recomand în general tastaturi cu switch-uri roșii și tastaturi cu switch-uri stilul CRMX, pentru că puteți să-i schimbați tastatura, adică dacă ciobești asta sau se rupe sau o spargi cumva din greșeală sau e plasticul prost și se sparge singur, că se poate întâmpla, poți să le schimbi, deci ai un procent mai bun să repari decât dacă aveai un switch proprietar. Cam asta pentru video de azi, să spuneți și cu părerea aveți voi de această tastatură foarte curată, să zic așa. E chiar e super minimalist, n-are niciun briz, în afară că scrie Surefire acolo. E super clean, să zic așa, și chestia asta îmi place. Dacă cumpărați așa ceva, vă recomand să vă luați un palmrest mic. Mai ales dacă stai undeva la peste 6 ore la calculator. Asta a fost video-ul meu de azi, sper că v-a plăcut. Vă lăsa link în descriere de unde puteți achiziționa, că e ca de obicei. Și ca o întrebare așa pentru voi și curiozitate pentru mine, ce switch-uri folosiți la tastaturile voastre actuale? Dacă aveți laptop, posibil să aveți membrană. Dacă aveți laptop cu switch-uri mecanice, vă rog, scrieți-mi, sunt chiar curios. Și dacă aveți tastaturile astea mecanice, ce switch-uri folosiți? Albastre, maronii sau roșii, cum mai fi? Mai sunt switch-urile de la Razer care au mai multe culori, dar alea principale, să zic așa, cele mai populare sunt astea, roșu, albastru și maro. Bun, asta a fost video-ul meu de azi, sper că v-a plăcut și până la următoare, la revedere! Pa, pa!